Eugen, 5 la diferență de un gol, iar 4 dintre ele cu scorul de 2-1. Acum șansă pentru Gavra, care protejează, trimite apoi în zona de la 11 metri, preluarea lui Negrean, să vedem șutul, bare gol! Idan Golan n-a trecut nici... Revedem faza cu mingea direct spre Gavra, o greșeală acolo a lui Lixandru, de care profită Gavra, apoi părea că a pierdut 4 jucători contra 5. Iată o lipsă de reacție a celor de la Viitorul Pandurii. Mingea cred că și lovește, este și deviată câteva repere recente, relativ recente. Acum o centrare și șutul lui Dragu. Nu s-au înțeles aici, cred, Muțiu și Dican, cine să intervine la acea minge. Dican depășit destul de ușor.